Stimați reprezentanții mass media, onorați cetățeni, bună ziua la toată lumea! Briefingul de astăzi este despre și pentru diaspora. Acei oameni care au plecat cu sutele de mii peste hotare, în căutarea unei vieți mai bune, în căutarea unor țări care să-i respecte pe ei și pe munca pe care ei o depun. Au plecat în căutarea unei vieți mai bune pentru copiilor atunci când vor crește mari, pentru că aici, acasă, ei nu au văzut schimbări și nici perspective înspre bine. Unii s-au acomodat mai bine, alții mai puțin. Unii ar vrea să revină acasă acum, dacă lucrurile s-ar îmbunătăți. Alții ar vrea să revină mai târziu, dacă ar vedea în țara lor natală careva schimbări înspre bine. Așa se întâmplă că majoritatea politicienilor și partidelor își amintesc de diasporă doar în perioada electorală, doar în campanii electorale. Le promit marea și sarea, iar mai apoi uită de aceste promisiuni atunci când obțin votul. Nu este și cazul formațiunii noastre, care, așa cum știți, este singura formațiune politică care își onorează obligațiunile. Și în acest caz, legat de diaspora, depune eforturi considerabile pentru a-i ajuta pe moldovenii care muncesc peste hotarele țării. Noi, echipa Partidului Politic Șor, am încercat să rezolvăm cu forțele proprii, cel puțin la nivel regional, problemele diasporei. Vă amintesc, în context, programul implementat de echipa noastră la Orhei, care prevede un șir de facilități și scutiri cu cetățenilor noștri care revin în patrie. Este vorba de o indemnizație unică la revenire, care le acoperă cel puțin o parte din cheltuieli. Scutirea de taxe și impozite locale, acestea la acces la toate programele sociale care se desfășoară de către echipa Partidului Politic Șor. În așa mod, la Orhei am reușit să readucem câteva sute de familii. Da, nu este mult. Dar imaginați-vă, vă rog, dacă în fiecare localitate vor reveni câteva sute de familii, cum se va schimba lucrurile în Republica Moldova. Am luptat pentru a extinde această practică la nivel național. Echipa Partidului Politic Șor, la nivel de fracțiune parlamentară, a pregătit un proiect de lege, a luptat să fie examinat și aprobat de legislativ. Din păcate, inițiativa noastră stă și astăzi pe rafturile Parlamentului, deja de mai mult de jumate de an, nefiind acceptată de majoritatea parlamentară. Programul nostru electoral Moldova 2024 include un plan național de reîntoarcere a concetățenilor în țară. Este vorba de un document complex care propune soluții concrete, testate deja și implementate acolo unde cetățenii ne-au votat masiv, în cazul de față, la Orhei. Iată o parte din prevederile proiectului. Indemnizație unică la revenirea în patrie echivalentă cu 3 salarii minime garantate în sectorul real. Indemnizație lunară pentru cei care nu se pot încadra în câmpul muncii. Facilități fiscale și vamale, cum ar fi la scutirea de plată a impozitului pe venit. Compensarea cheltuielilor legate de închirierea spațiului locativ pe o perioadă de maxim 6 luni. Polița medicală gratuită în primul an și multe, multe altele. Cred că este clar pentru toți că nu este vorba de un proiect politic. De aceea reiterăm apelul către toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova ca să susțină această inițiativă. Pentru un președinte care se gândește la cetățeni, acest proiect trebuie să devină o prioritate. De asemenea, vreau să reamintesc despre eforturile echipei noastre de a ajuta pe moldovenii din majoritatea țărilor europene prin implementarea Centrului de Reprezentare și Susținere a Cetățenilor din Europa. Deja de câțiva ani, la inițiativa și susținerea președintelui partidului, domnului Ilan Șor, Centrul a oferit și oferă o gamă largă de servicii și se implică
inclusiv în soluționarea problemelor cetățenilor moldoveni de peste hotare, care întâmpină dificultăți de ordin juridic, de perfectare a actelor și alte dificultăți. Centrul oferă servicii gratuite, traducere informațiilor, asistență tinerilor care au decis să învețe peste hotare și să obțină burse de studii în țările europene și multe altele. Totodată, încurajează reîntoarcerea cetățenilor moldoveni în patrie prin proiectul Casa mea e Moldova. Centrul este cunoscut prin susținerea mai multor proiecte și evenimente culturale în diferite țări pentru promovarea tradițiilor noastre frumoase și pentru folclorul moldovenesc. De asemenea, vreau să menționez că și eu personal, de-a lungul anilor și nu doar în această campanie electorală, am depus eforturi considerabile pentru a îmbunătăți viața concetățenilor noștri și a stimula revenirea lor acasă. În acest context, vreau să amintesc aportul meu în calitate de președinte a Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană și a colegilor mei din Comisie la negocierea acordurilor în domeniul securității sociale cu Italia, Federația Rusă, Ucraina, Grecia, Belarus și alte țări, care le va permite moldovenilor care au lucrat sau lucrează legal în aceste țări ca să primească pensii în Republica Moldova. Stimați concetățeni din diaspora, am ieșit astăzi aici pentru a vă spune că vă puteți baza pe echipa Partidului Politic Șor. Dar și să vă spunem tuturor că se poate ca fiii, fiicele, soții, buniei, mamele dumneavoastră, care sunt plecate peste hotare, să revină acasă. Noi avem soluții pe care le vom implementa din funcția de președinte a Republicii Moldova. Noi știm cum să dezvoltăm țara, cum să o ridicăm din genunchi și știm cum să stimulăm revenirea concetățenilor plecați peste hotare. Și nu doar prin programe speciale și facilități, dar prin dezvoltarea economiei, prin dezvoltarea infrastructurii, prin crearea condițiilor decente de trai, prin implementarea unor programe sociale ca să îmbunătățească viața cetățenilor aici și acum. Vă îndemn să ieșiți masiv la vot pentru a decide viitorul Republicii Moldova, de care, mulți stimați concetățeni, sunt sigură că nu sunteți indiferenți. Moldova merită schimbări și noi le vom asigura. Vă mulțumesc foarte mult! O zi frumoasă!